Bună ziua, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii La Subiect. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe pagina noastră de Facebook 1TV, dar și pe canalul nostru de YouTube 1TV. Discutăm astăzi despre ce se mai întâmplă în învățământul românesc în ultima perioadă. Am văzut cu toții restricțiile împotriva COVID-19 s-au ridicat în ultimele zile, semn că lucrurile ar trebui, cel puțin la asta ar trebui să se întâmple, să devină cât de cât la normal și în școlile din România. Am văzut că mulți dintre, sau majoritatea chiar dintre elevi s-au întors în băncile școlilor, lucrurile revin cât de cât la normal, se păstrează, bineînțeles, și acest mod de a preda online atunci când se va fi nevoie, pentru că această pandemie a lăsat în urmă așa și lucruri bune, putem spune, din acest punct de vedere. Ne-a mai învățat cât de cât să lucrăm cu toate aceste device-uri și pe elevi și pe profesori deopotrivă. Discutăm astăzi și despre simulările care sunt în această perioadă pentru examenele de bacalaureat, pentru evaluarea națională, cât de bine se fac pregătiri în acest sens, pentru că, iată, venim după 2 ani de pandemie în care elevii au învățat mai mult online și atunci aceste pregătiri vin așa ca o mănușă, să spunem, pentru ei, dar și pentru profesori, bineînțeles. Vorbim așadar despre aceste subiecte, vorbim și despre situația refugiaților din Ucraina, pentru că și județul Hunedoara găzduiește în această perioadă câțiva astfel de refugiați. Vom vedea și ce se întâmplă în școlile din județul Hunedoara, dacă vor fi primiți sau nu elevi de peste graniță. Vom vedea astăzi și vom încerca să aducem și alte noutăți în fața dumneavoastră. Tocmai de aceea l-am invitat astăzi pe domnul profesor Florin Ilieș, directorul Colegiului Național de Cebal din Deva. Bună ziua, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt destul de multe probleme în această perioadă. Am avut un război cu acest virus, un război așa mai nevăzut cu SARS-CoV-2. Iată că lucrurile par să se liniștească, cel puțin dacă este să ne raportăm la măsurile care, iată, au fost ridicate în urmă cu câteva zile de guvernul României. Cifrele acum sunt discutabile pentru că vedem că sunt anumite creșteri de îmbolnăviri și în România și în alte țări din Europa, dar și din, dacă este să ne gândim ce se întâmplă în China, acum iată că este o explozie așa acestor cazuri, dar deocamdată discutăm strict despre ce se întâmplă în prezent și iată că elevii s-au întors în bănci, lucru pe care știu că vi l-ați dorit, pentru că am făcut și pe parcursul pandemiei, am făcut destul de multe emisiuni împreună și îmi spuneați că nu este poate cea mai bună opțiune ca cursurile să se desfășoare în online, dar iată că lucrurile revin la normal, inclusiv în cadrul Colegiului Național de Cebal. Da, așa cum a spus și dumneavoastră, am făcut deja primul pas înspre normalitate. Nu știm dacă cât va dura, dacă nu vom face pași înapoi. Într-adevăr, imediat după aceste ordine ale Ministrului Educației, Ministrului Sănătății, masca nu mai este obligatorie în unitățile de învățământ, dar vreau să vă spun că noi avem suficient de mulți elevi care poartă în continuare mască, avem și cadre didactice care poartă în continuare mască. Să nu uităm că acestea au fost și recomandările. Aceasta este de fapt și recomandarea și noi îi încurajăm pe elevi și pe profesori atunci când starea sănătății dă semne de când sănătatea se agravează, îmbolnăvirile apar, atunci, sigur, masca este o măsură de protecție. Chiar dacă avem acea banală răceală de sigur sezon, că da, contează. Și
am observat că sunt destul de mulți elevi care poartă masca atât în timpul activităților didactice, cât și în timpul pauzelor. De asemenea, a fost o perioadă când numărul cazurilor a scăzut semnificativ, dar, așa cum ați spus și dumneavoastră, în ultimul timp, în ultimele 3-4 zile, numărul cazurilor a început, de îmbolnăvire a început să crească și e adevărat, numărul este mic, dar avem și cadre didactice, avem și elevi depistați cu acest virus. Câți elevi avem, câte cadre didactice avem, și ce se întâmplă în aceste clase, da, unde au fost depistate, da, aceste cazuri? Avem două cadre didactice și avem 5 elevi confirmați până acum în întreaga școală. Ei rămân în izolare acasă și sigur perioada aceasta de izolare este mai scurtă în funcție de numărul dozelor de vaccin. Medicul de familie și medicii de la Direcția de Sănătate Publică stabilesc perioada de izolare pentru fiecare caz în parte și sigur îi așteptăm să revină la școală. Ca o noutate, învățământul online se va desfășura numai pentru situațiile foarte bine definite într-un ordin al Ministrului Educației, apărut zilele acestea. De fapt, a fost și modificat regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în ordinul ministrului. Scrie cazurile în care școala poate desfășura activități online. Pe noi ne interesează cazurile izolate, cazurile individuale. În ordin sunt precizate afecțiunile medicale de care sunt nominalizate pentru activitate online, deci elevii care sunt bolnavi de exemplu diabet, forme severe sau deficiențe respiratorii severe, ei pot să desfășoare activitate online sau activitate în sistem hibrid. Sigur, în sistemul hibrid permite o transmisie din sala de clasă. Deci în fiecare sală de clasă există dispozitive și acești elevi bolnavi beneficiază de activitate la distanță. Sigur, noi ne dorim ca elevii să vină la școală, să participe la activitățile didactice. Să știți că este foarte greu ca profesorul să se ocupe și de cei 29 de elevi din clasă și de elevul care este în online. Când toată clasa era în online, aveam în fața noastră toți elevii, puteam urmări, spun eu mai bine, eram așezat și noi la catedră sau în fața unei table electronice. Acum noi suntem în fața clasei și trebuie să urmărim toți elevii, să vedem dacă sunt atenți, dacă înțeleg, dacă pun întrebări, dacă își iau notițe corect, să le urmărim caietele, pe când elevul care se află acasă, el este vitregit de această asistență pedagogică continuă. Sigur, sunt astfel de situații deja, sprijinim. Aveți astfel de cazuri în patrul colegiului? Deocamdată două cazuri, doi elevi au depus cereri și activitatea didactică se va desfășura pentru ei în sistem hibrid.
Ordinul nu prevede învățământ online pentru cazurile de îmbolnăvire cu acest virus. Deci, sigur, e o perioadă foarte scurtă, de 5 zile, izolarea este de 5 zile și elevii vor reveni la școală. Și practic vor primi acea scutire de la medicul de familie, sigur, probabil, ei primesc pentru scutire de la cele 5 de zile sau câte sunt. Sigur că da, ei ne și anunță. Ei ne și anunță imediat când sunt bolnavi. Noi am discutat cu toți profesorii, acești elevi sunt sprijiniți, suntem atenți să ajungă notițele la ei în timp util și atunci când revin la școală să fim foarte atenți, să le acordăm o perioadă de acomodare să se poată adapta mai ușor activității didactice. Și dacă ei își doresc, chiar dacă sunt răciți sau poate au contractat acest virus SARS-CoV-2 și își doresc totuși, poate starea de sănătate le permite cât de cât să participe la cursuri chiar și online, o pot face? Nu pot. Din păcate nu pot acest lucru. Vă dați seama, ne-am întoarce atunci la învățământul hibrid. Când elevii ar fi acasă, eu zic că un elev bolnav, el trebuie să se odihnească, el trebuie să ia tratament, el trebuie să fie sub supravegherea părinților, nu îl putem supune acestor traume, să-l ținem 6 ore în fața calculatorului și să urmărească activitățile didactice. Noi îl putem sprijini să recupereze ceea ce a pierdut în aceste zile, nici de cum să îl ținem în fața calculatorului și știu eu să-l și evaluăm. Această formă de învățământ, a spus și dumneavoastră la început, ne ajută de multe ori în activitatea didactică cu întreaga clasă sau în aceste situații mai delicate, dar eu zic că are o limită și trebuie să revenim la activitatea didactică față în față. Și cum a fost această revenire la activitatea față în față? Pentru că, iată, după 2 ani în care dificilă. Nu a fost chiar comod nici pentru profesori, nici pentru elevi. Exact, da, să știți că activitatea aceasta, revenirea în sala de clasă a elevilor a fost destul de dificilă. După 2 ani de zile de izolare, am observat un comportament diferit al elevilor în timpul activităților didactice, în timpul pauzelor. Am observat că se adaptează mai greu cerințelor noastre și noi trebuie să facem eforturi să adaptăm demersul didactic acestei situații. De asemenea, și părinții cred că au trecut și trec în continuare printr-o perioadă de destul de dificilă cu elevii. Observă și ei că adaptarea aceasta nu este o acțiune de scurtă durată, este o acțiune ce durează în timp. De aceea consilierul școlar, profesorii dirigenți și noi avem această, spun eu, obligație de a sprijini și părinții și elevii să se poată integra cât mai rapid în activitatea didactică. Tot ceea ce spuneați cu privire la modul în care s-au readaptat, să spunem, unii dintre elevi, dar să nu uităm că sunt și elevi de clasa pregătitoare, elevi de clasa 1, care probabil, sigur, este pentru prima oară când au contact pe o perioadă, sigur, mai îndelungată, da, timp, și cu ceilalți elevi, sigur, și cu să elevi. Spun că o parte dintre elevi au uitat să respecte regulile.
din școală, au uitat să respecte regulile în sala de clasă și ei trebuie să se adapteze, trebuie să revină la normalitate. Ne aducem elevii din ciclu primar, așa cum a spus și dumneavoastră, clasa pregătitoare, clasa întâia, clasa a doua. Vedeți, avem elevi în clasa a doua care au frecventat foarte puțin școala, da? Ei n-au dobândit deprinderi de comportament în sala de clasă, n-au dobândit deprinderi de comportament în colectiv. Colectivele nu și-au format relații de colectivitate între elevi. Poate încă nu pot colabora în cea mai bună variantă cu cadrele didactice. Avem elevi care nu se pot adapta programului școlar, orarului școlii și atunci, sigur, trebuie să tratăm fiecare caz în parte și o relație foarte bună cu părinții, spun eu, este cheia succesului în a rezolva toate aceste situații punctuale. Și această revenire la normalitate de care tot am discutat și pe care ne-am dorit-o, cred că aproape toți dintre noi am dorit să revenim la acea normalitate care, iată, de fapt, nu mai este normalitatea cu care am fost obișnuiți până în primăvara lui 2020 și este cu totul și cu totul diferită față de ce ne-am fi așteptat și v-ați fi așteptat probabil și dumneavoastră cadrele didactice că se vor petrece lucrurile în sălile de clasă. Sigur că da. Nu este ușor nici pentru părinți, nici pentru profesori, dar eu sper că dând dovadă de rigurozitate, dând dovadă de disciplină, vom reveni la modul de comportament așa cum ni-l dorim, care poate asigura succesul la învățătură. Într-o sală de clasă unde nu există reguli, unde nu se respectă regulile, unde există mai multă toleranță decât este nevoie, sigur că da, nu poți avea rezultate foarte bune la învățătură. Și spun acest lucru raportându-mă la sistemul de învățământ românesc și la cerințele pe care noi trebuie să le avem din partea elevilor, încât să le asigurăm succesul la sfârșitul clasei a 8-a sau la sfârșitul clasei a 12-a. Unii dintre cei care ne urmăresc poate vor spune acum, bun, și disciplina își are locul ei, dar poate că elevii ar trebui să fie mai relaxați atunci când merg la școală, să fie un program mai permisibil așa, din toate punctele de vedere. Să știți că noi am relaxat cât am putut programul, dar nici nu trecem în extrema cealaltă, să neglijăm instruirea și să creăm activități relaxante toată ziua. Activitățile relaxante își au rolul lor, dar deocamdată sistemul de învățământ românesc are niște standarde, are niște finalități care pot fi atinse numai cu o activitate didactică riguroasă, cu niște standarde înalte de pregătire și școala noastră asta urmărește. Întotdeauna Colegiul Național Decebal din Deva a avut elevi olimpici, a avut rezultate foarte bune la evaluare națională, a avut și are elevii cu rezultate remarcabile în timpul liceului, au performat în cariera lor și, desigur, numai printr-o muncă susținută, prin cerințe înalte am reușit această performanță. Altfel, nu cred că am fi reușit. Sigur, este destul de complicat.
uneori părinții sunt nemulțumiți că activitatea didactică este prea intensă, că temele de casă sunt prea multe, că nivelul de cunoștințe pe care noi îl cerem din partea elevilor pentru note de 9, de 10 este prea ridicat. Dar lucrurile acestea se rezolvă pe parcurs, părinții își dau seama că fără un astfel de comportament din partea noastră, rezultate foarte bune la sfârșitul clasei a 8-a nu ar exista sau la sfârșitul clasei a 12-a. Aș face o paranteză la ceea ce spuneați, că poate temele sunt prea multe, poate cerințele sunt prea ridicate pentru anumiți elevi, dar aș adăuga, tocmai de aceea există colegii, licee, școli profesionale. Fiecare ar trebui, probabil și dintre părinți, să observe mai bine care sunt veleitățile pe care le are copilul său și care, ce inclinații are spre anumite domenii, poate. Nu toți putem fi medici și nu toți putem fi nici sudori, poate. Așadar, da. Cred că ar trebui aleasă puțin mai bine școala la care își trimit părinții copiii. Desigur, aici împărtășesc parțial părerea dumneavoastră și aș vrea să vă spun că în clasa 5-a noi înscriem elevii fără concurs de admitere. Noi nu îi selectăm după nivelul cunoștințelor de limba română sau matematică sau după nivelul inteligenței. Noi am înscris până acum elevi care și-au asumat acest nivel de învățământ și aceste cerințe. Au venit elevii foarte buni, au venit elevii mai puțin buni, dar i-am adus în clasa 8-a la un nivel la care și părinții și noi am fost mulțumiți. Rezultate foarte bune la evaluare națională au avut toți, peste 92% dintre elevii noștri absolvenți ai clasei a 8-a au fost admiși în liceu, în colegiul nostru. Procentul de promovare a examenului de bacalaureat depășește totdeauna 98%, iar numărul notelor peste 8 la aceste examene este foarte mare. Acest lucru ne bucură. Iată că, sigur, am avut și elevi foarte buni, dar am avut și elevi de nivel mediu sau un nivel mai slab și am reușit să îi aducem la un nivel ridicat. Sigur, concurența din clasă face foarte mult. Dacă 3/4 din clasă sunt elevi buni și ceilalți mai puțin buni, este un ei au vor avea această motivație și această aspirație să-i ajungă din urmă și să îi depășească. Noi încurajăm acest lucru și iată că avem sunt și rezultate. Avem și rezultate. De asemenea, participăm parea la olimpiadele școlare. Este care, iată, perioada în acest an exact. Revin și ele la normalitate. Da. Mai mult și județul Hunedoara va găzdui, cred că, 5 olimpiade naționale. Da. Știu că elevii dumneavoastră sunt destul de dornici să participe la concursuri, olimpiade. Unii dintre ei ba chiar la 2-3, poate chiar 4 sau poate chiar mai multe olimpiade, exact, își doresc să participe. Da. Cum va fi în acest an? Am avut oarecare temere că spiritul acesta competitiv, dorința elevilor de a participa la olimpiadele școlare va scădea. Au fost 2 ani de zile în care aceste activități nu au avut loc. Desigur, noi am continuat pregătirea, o pregătire suplimentară pentru performanță, dar ceea ce m-a bucurat foarte mult, numărul mare de elevi care s-au înscris, care participă la aceste competiții.
Au început fazele județene încă de săptămâna trecută și să știți că avem rezultate foarte bune. În fiecare weekend de acum înainte va avea loc câteva faze județene la olimpiadele școlare, un număr mare de elevi. Eu am în colaborare cu inspectoratul școlar, am dat posibilitatea și inspectoratul școlar a luat măsurile, spun eu, care trebuiau să asigure posibilitatea elevilor să participe la mai multe olimpiade care se desfășoară în aceeași zi. Avem, deci avem elevi, aveți și astfel de elevi care avem elevi cu tot care, riscul, vor să sigur, participe în aceeași zi la sigur două că olimpiade. Da, vor să participe și la fizică, și la limba și literatura română. Vor să participe și la chimie și la biologie. Iată că inspectoratul școlar a găsit posibilitatea și, și sigur, și dacă sunt 2, 3, 5 elevi în tot județul, merită efortul. Ei trebuie să aibă, nu putem îngrădi acest drept al elevilor de a concura, de a-și manifesta aceste abilități pentru mai multe discipline de învățământ. Și mă bucură lucrul acesta, cu siguranță vor fi elevi care se vor califica și la etapa și națională la două discipline și Ministerul Educației a găsit variante și în anii trecuți să le asigure această posibilitate de deplasare dintr-o localitate într-alta să poată participa. Așteptăm cu interes să ne spune și care vor fi rezultatele și acestor olimpiade județene, să vedem câți dintre elevii dumneavoastră vor ajunge și la faza națională a acestor concursuri, acestor olimpiade. Sigur, sperăm să avem rezultate bune. Vă spuneam, a fost o perioadă în care aceste competiții au lipsit. Am recomandat colegilor să nu creeze presiune asupra elevilor, să îi forțeze să participe. Poți să obții rezultate foarte bune dacă ai o pasiune pentru o disciplină, dacă înveți cu drag, dacă ești curios, dacă e susținut de profesorul de la clasă. Nu poți să obții rezultate dacă vrea neapărat mama sau tata să fie olimpic, constrâns, să spună, exact, să se laude, copilul meu este olimpic și îl trimit la mai multe olimpiade și este cel mai grozav. Eu cred că acestea sunt exagerări și sunt puține cazuri. Aș vrea să cred că sunt puține cazuri în care părinții forțează nota și zic că ar trebui să renunțe, să le dea posibilitatea copiilor să participe doar la o singură olimpiadă. La care își doresc, la care consideră doresc, că sunt stăpâni sigur pe că da, acea disciplină. Nu poți să faci performanță și la literatura română, și la matematică, și la educație tehnologică, și la religie. Puțin probabil, dar uitați, prin bunăvoință inspectoratului școlar județean, le-am dat posibilitatea anul acesta să participe și să-și pună în evidență capacitățile intelectuale. Chiar dacă acești doi ani au fost atipici, elevii, cei care și-au dorit, cei cărora le-a plăcut întotdeauna să învețe, au făcut acest lucru și pe parcursul acestor 2 ani de pandemie. Acum unii se pregătesc și pentru examenul de bacalaureat, mai mult decât au făcut-o până acum, și pentru evaluarea națională. Sunt pregătiri, așa, întoi putem spune, și cadrele didactice se pregătesc și ele. Își unesc așa forțele pentru a-i sprijini acolo unde există lacune.
pentru că totuși acest învățământ online a mai ani de zile, lăsat 2 ani de zile probleme. Nu am avut elevi în sala de clasă sau o perioadă destul de lungă și sigur se resimte în pregătirea elevilor în acest an toate forțele sunt ancorate în pregătirea elevilor pentru evaluarea națională și examenul de bacalaureat. De așa cum a spus dumneavoastră, în această perioadă pregătim simularea acestor examene la sfârșitul lunii martie, la începutul lunii aprilie vor avea loc aceste simulări cu subiecte elaborate de Ministerul Educației, vor participa toți elevii din clasele a 12-a și a 8-a, vom avea un feedback foarte clar la sfârșitul acestor simulări, le acordăm o atenție maximă, nu va fi o joacă, aceste simulări le privim întotdeauna cu foarte mare responsabilitate, vom analiza aceste rezultate în colectivele noastre didactice. Pentru că notele nu vor fi trecute în catalog. Sau... Sigur, dacă vor fi note de 10 sau de 9,50 sau între 9,50 și 10 și elevii vor solicita. Deci există această posibilitate ca elevii să poată alege, să spunem dacă le este sau nu trecută nota în catalog. Cu siguranță toți elevii care obțin asemenea rezultate solicită trecerea notei în catalog. Deci noi nu vom trece din oficiu aceste note în cataloge. Deci vom analiza rezultatele și cu părinții. Imediat vor avea loc acele ședințe cu părinții, cu care suntem obișnuiți. Le vom prezenta rezultatele, le vom arăta lucrările. Profesorii care predau discipline de examen vor fi împreună cu părinții. Le vor explica la fiecare în parte nivelul de pregătire, stadiu în care se găsesc și împreună vom stabili câteva măsuri pe care le vom lua atunci să îmbunătățim aceste rezultate. Sigur, nu vor fi la aceste simulări numai note de 9 și de 10, vor fi și de 5 și de 6 și de 7. Și ce veți face în această situație, care este strategia pe care o abordați pentru sigur, a-i ajuta pe acești elevi? Noi am organizat o pregătire suplimentară și în anii trecuți pentru examene, mai ales la disciplinele obligatorii, la matematică și limba și literatura română, pentru că aici sunt problemele cele mai delicate. Și cerințele, cred că sunt mai sigur că da. Mari la aceste sigur două că discipline. Da. Aceste sunt probe obligatorii pentru toți elevii. Sigur, la filologie proba la istorie. Vom face pregătiri suplimentare. Noi avem și programul ROZE, programul care sprijină elevii pentru examenul de bacalaureat. Ei, elevii noștri, o parte dintre ei sunt în aceste grupe de pregătire și probabil vom aloca un număr mai mare de ore acolo unde va fi nevoie până la sfârșitul lunii iunie, când începe examenul de bacalaureat. La aceste ore de pregătire sunt elevilor nu li se percep taxe suplimentare? Nu, este un proiect finanțat inclus din în acest fonduri proiect europene, sigur că da, cadrele didactice sunt plătite pentru aceste activități remediale și elevii participă gratuit. Să sperăm că vor fi conștienți, dacă nu elevii, măcar părinții, acolo unde sunt probleme, să îi trimite pe elevi la aceste cursuri de pregătire. Cu siguranță și elevii care, și părinții care, mă rog, până acum, să spun, n-au acordat așa multă atenție acestor examene, devin foarte responsabili și cred că vom avea și în acest an rezultate bune.
Acolo unde există dorință și muncă, cu siguranță sunt și rezultate bune și singur lucrul acesta este dovedit cel puțin singur la colegiul pe care îl reprezentați. Sigur. Singur nu putem obține aceste rezultate. Fără sprijinul părinților, fără sprijinul familiei, degeaba facem teorii în sala de clasă dacă părinții au o altă percepție asupra școlii. Sigur că nu putem avea rezultate, dar dacă vorbim aceeași limbă, și profesori și părinți, cu siguranță rezultatele vor fi bune. Le dorim și noi succes pe această cale, că au nevoie și emoțiile uneori îi copleșesc pe elevii, chiar pe cei mai buni, poate sunt și astfel de situații și atunci trebuie să învețe să-și gestioneze și ei. Sigur, un elev care s-a pregătit pentru examen are emoții. Un elev care nu s-a pregătit pentru examen are emoții. Dar lucrurile sunt simple și sunt așa de când lumea, sigur, vorba aceea. Sigur. Exact. Spuneam la începutul emisiunii și nu trebuie să neglijăm și această parte care face parte până la urmă din viețile noastre ale fiecăruia, ceea ce se întâmplă în Ucraina în aceste zile. Am văzut că nici noi hunedorenii nu am fost indiferenți la ceea ce se întâmplă acolo. Au fost destul de mulți oameni care așa peste noapte s-au mobilizat, au reușit să adune destul de multe ajutoare pentru mamele și copiii acestora care au fugit din calea bombardamentelor din Ucraina. Sunt, cum spuneam, hunedoreni care au oferit și locuri de cazare, dacă va fi nevoie, pentru refugiații din Ucraina. Dar mai este un aspect foarte important. Toți acești copii sau mare parte dintre ei au fugit din calea bombardamentelor, cum spuneam, dar sunt elevi. Și statul român a găsit pârghiile necesare pentru a îi putea ajuta. Se va întâmpla acest lucru și în județul Hunedoara, cu siguranță, dacă vor exista solicitări. Și o să vă rog să ne spuneți, în primul rând, care este opinia noastră cu privire la acest lucru, dacă va fi ușor și pentru cadrele didactice să integreze pe acești copii și dacă există solicitări, de ce nu în județ? Cu siguranță, integrarea elevilor care provin din Ucraina în comunitățile noastre va fi un proces destul de dificil, zic eu, dar nu imposibil. Avantajul nostru este acela că în școlile mari există psihologi școlari. Avantajul nostru este că elevii noștri vorbesc limba engleză și elevii ucrainieni învață limba engleză sau au învățat limba engleză în școlile lor. Deci vor exista niște punți de comunicare, dar cred că va fi o perioadă de acomodare. Oricum, elevii ucrainieni sunt înscriși ca audienți. Un rol foarte important îl au cadrele didactice, să sprijine elevii din Ucraina să se poată integra cât mai rapid, cât mai ușor în colectivele de elevi. Nu ne dorim să facem performanță cu acești elevi, dorim ca ei să participe la activități, să socializeze, să dobândească, sigur, cunoștințe pe măsura posibilităților lor, să lege prietenii, elevii să se simtă integrați, să poată depăși această perioadă dificilă. M-a bucurat foarte mult această decizie a Ministerului Educației de a da posibilitatea elevilor din Ucraina să se înscrie în unitățile de învățământ ca audienți. Ar fi fost, spun eu, o crimă să îi lăsăm în aceste internate sau în coloniile pentru refugiați și să nu îi integrăm în activitatea didactică.
Cred că vor fi și clase speciale în care, la care vor avea activități didactice profesorii care cunosc limba rusă în județul nostru. În alte județe, în Timiș sau în Cara Severin, sunt comunități de ucrainieni, se studiază limba, sunt școli care învață în limba ucrainiană și desigur acolo lucrurile stau altfel, stau mult mai bine decât în altă parte. Eu cred că vom reuși să integrăm elevii ucrainieni în colectivele noastre. Sunteți pregătiți? Colegiul Național de Cebal este pregătit pentru a primi da. Elevii ucraineni? Da, suntem pregătiți. O inițiativă a prefecturii județului, a primăriei, de a pune la dispoziția refugiaților spații de cazare în unitățile de învățământ, acolo unde există spații libere, în internate și în DEVA din câte știu eu, la unitatea noastră școlară și la Liceul Tehnologic Grigore Moisil sunt pregătite spații de cazare și în perioada următoare vor veni persoane din Ucraina. Sigur, dacă vor fi colectivități mai mari de elevi, vom putea organiza și pentru ei activități didactice. Deci, iată, sunteți pregătiți, așa, în linii mari, să îi primiți pe acești elevi în cadrul să știți că internatelor pe care le aveți. Ne bucură de fiecare dată când avem posibilitatea să dăm o mână de ajutor comunității noastre. Aș vrea să apreciez foarte mult comportamentul elevilor noștri în activitatea pe care o desfășoară Crucea Roșie din DEVA. S-au implicat și ei în mod voluntar? Foarte mulți elevi ai colegiului nostru sunt voluntari la Crucea Roșie. Ei, după activitatea didactică, participă acolo, sortează haine, alimente, transportă alimente dintr-o parte într-alta, în depozite, 2-3 ore pe zi, desfășoară acolo activități didactice, activități de voluntariat și lucrul acesta m-a bucurat foarte mult. Să știți că nu i-am obligat să fac acest lucru. Au simțit colegilor, poate unii dintre ei aveau experiență și iată că am constatat că mulți elevi își dedică din timpul lor liber acestei activități. O activitate care până la urmă este apreciată. Și este o lecție inclusiv pentru ei acest sigur, voluntariat. Sigur, da, sunt lecții de viață și care completează practic tot ceea ce învață câștigat, la școală. Vor avea foarte mult de câștigat, îi maturizează foarte mult și sigur activitățile de voluntariat vin în sprijinul activității didactice la clasă. Întotdeauna acești voluntari sunt și ele foarte bun la învățătură, disciplinați, riguroși în comportament și vor deveni oameni de care merită toată aprecierea noastră și a comunității. Și de fel elevii Colegiului de Cebal au fost nu doar acum în această perioadă cu pandemia și cu acest război, au fost implicați în întotdeauna destul de multe activități de voluntariat. Întotdeauna în foarte multe activități sociale, de voluntariat. Cazuri sociale. Am considerat că voluntariatul îi ajută foarte mult, îi responsabilizează, îi formează, îi maturizează foarte mult, îi pune în situații de a lua decizii responsabile și toate aceste lucruri
cum spuneam mai înainte, completează ceea ce facem noi la clasă. Poate facem prea multă matematică, prea multă fizică, prea multă chimie sau biologie și activitățile acestea de formare pentru comunitate sunt neglijate uneori neglijate. Iată că elevii și-au dat seama și profesorii de asemenea și îi încurajăm să participe la cât mai multe activități de voluntariat în folosul comunității. Cu siguranță vor fi doritori în continuare, pentru că este important și aș adăuga eu și familia este de apreciat, pentru că mai sunt și situații în care de ce să-mi las eu copilul să aleagă haine, că tot spuneați că unii dintre ei sortează haine. Sigur. Pentru acești refugiați, de ce să facă copilul meu lucrul acesta? Iată că sunt totuși de apreciat și părinții că sigur își dau seama de importanța acestor sigur acțiuni de voluntariat și impactul pe care ele le au asupra copiilor lor. Poate nu acum, dar în următorii ani cu siguranță se va simți această acțiune pe care ei o derulează, fie că vorbim de Crucea Roșie, fie că vorbim de alte ONG-uri, ONG-uri exact în care ei se implică. Și acum cel mai impregnat așa în minte mi este una dintre activitatea pe care o aveți alături de copiii cu sindrom Down. Iar acolo este așa un cumul de sentimente, cred că și pentru elevii care sunt implicați în aceste activități și pentru cei cu sindrom Down. Sigur, cred că de 4 ani desfășurăm activități sportive, în primul rând, cu tinerii cu sindrom Down. Avem o echipă deja de elevi, de cebaliști, s-au legat prietenii care se ocupă numai de copiii cu sindrom Down și desfășoară împreună activități sportive, activități coordonate de profesorii noștri care predau educație fizică și de specialiști din cadrul Fundației Special Olympics, cei care ne asigură oarecum asistența în aceste, pentru aceste activități. În perioada de pandemie nu ați prea desfășurat perioada, activități fizice cu ei. Spuneam se reiau acum? Asistența ne-a asigurat-o Fundația Special Olympics România și am învățat că activitățile sportive pot avea loc și virtual și la distanță. Vorbim despre sporturi unificate și vorbim despre activități de incluziune care, iată că și în perioada pandemiei le-am desfășurat online. Desigur, sperăm să avem tinerii cu sindrom Down pe terenul de sport. Aveam săptămânal o activitate. În perioada pandemiei am întrerupt aceste activități. Tinerii cu sindrom Down sunt destul de sensibili și expuși îmbolnăvirilor, dar cred că într-un viitor foarte apropiat vom relua activitățile cu ei, vom avea la școală și lucrurile vor decurge, așa cum spuneați înainte, vor decurge normal. Și ce bucurie va fi pe va fi o bucurie, chipul lor, cu siguranță. Și pe chipul tinerilor, bravilor sportivi, să le spun așa, și pe chipurile elevilor noștri. Elevii noștri devin mult mai empatici, elevii noștri se adaptează comportamentului acestor elevi. Desfășurând aceste activități, învață foarte multe lucruri. Așa cum spuneam, ceea ce noi putem învăța într-o lecție la ora de dirigenție, în aceste activități cu elevii cu sindrom Down, sigur,
o lecție mai bună despre incluziune, despre toleranță, despre grija aproapelui, nu există variantă. Și cred că nicio carte nu ar fi sigur, nicio la carte fel de bună fi, precum această exact, experiență pe care eu o trăiesc pe viu, așa cum se spune sigur atunci când da. Au aceste întâlniri cu tinerii aceștia. Sigur. Dar sunt acțiuni care sunt convinsă că și cei de la Special Olympics își doresc să revină și să știți se că desfășoare noi avem elevi cu sindrom față. Down în școală și pentru ei avem activități speciale, adaptăm conținuturile. Eu spun că avem și rezultate foarte bune cu ei. Ei au făcut mari progrese fiind în școala noastră. Părinții din discuțiile pe care le avem sunt mulțumiți și iată că au fost acceptați, la colegiul că asta contează foarte au fost mult. Acceptați copii cu dizabilități și chiar am avut rezultate bune. Și dacă tot suntem la capitolul acesta al activităților extrașcolare, să le spunem, recent a avut loc și o campanie antidrog chiar și în cadrul colegiului da. Decebal. Poate că și această perioadă în care elevii au fost mai mult în online sau mai mult în așa sub aripa de protecția părinților, pentru că ei au fost la serviciu, ei au fost lăsați singuri acasă, a fost destul de complicat. Poate că și aceste substanțe interzise au reprezentat pentru unii dintre ei un mare pericol și tentație în același timp. Iată că ați adus oameni specialiști care să le povestească mai mult despre riscurile la care se supun atunci când aleg să consume astfel de substanțe. Da, am considerat necesar să reluăm activitățile acestea de prevenție a consumului de droguri. A fost o perioadă destul de lungă, așa cum spuneați, în care nu am avut controlul asupra elevilor, nu i-am putut urmări îndeajuns, familiile au fost ocupate, n-au putut supraveghea îndeajuns elevii, ei au fost singuri acasă, au avut acces la internet, acces nelimitat la internet și, desigur, având aceste libertăți, există și pericolul consumului de droguri, alcool, tutun. Cel mai bine pot realiza aceste activități de prevenție specialiștii Agenției Naționale Antidrog, specialiștii din cadrul poliției, desigur și cadrele didactice. Dar fiind vorbindu-le specialiștii în domeniu, elevii sunt mult mai receptivi și privesc cu foarte multă seriozitate aceste lecții la care participă. A fost o activitate împreună cu Agenția Națională Antidrog, Centrul Teritorial Hunedoara și Poliția Municipiului Deva. De săptămâna viitoare urmează o campanie care va avea, care se va desfășura timp de 4 săptămâni. Vor fi lecții de prevenție a consumului de droguri bazate pe metode de învățare socioemoțională, lecții susținute tot de specialiștii Centrului Teritorial Antidrog. Și vor participa elevi din clasa a 10-a. Va fi un proiect mai de lungă durată și sperăm să dea și rezultate bune.
Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Am ajuns la finalul acestei emisiuni destul de repede, dar am încercat așa să aducem în atenția dumneavoastră, a celor care ne urmăriți, toate aceste subiecte, pentru că sunt importante. Mult succes aveți în continuare și cu vă mulțumesc. Noua, vechea modalitate de a preda. Da, aș vrea doar un singur lucru, dacă îmi permiteți. În această perioadă se desfășoară înscrierea elevilor în clasa a 5-a și încurajez pe părinți să înscrie elevii în clasa a 5-a la unitatea noastră de învățământ, pentru că noi îi pregătim pentru performanță. Și de asemenea, săptămâna viitoare Ministerul Educației va publica calendarul înscrierii în clasa pregătitoare. Deci să urmărească toate informațiile pe care noi le vom afișa pe site-ul liceului și să se încadreze în acele termene. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă și liniștită. Numai bine!